Andra Măruță, cu tot statutul ei profesional, nu se dezice de treburile casnice. Chiar dacă se află printre cele mai bine cotate interprete, soția lui Cătălin Măruță nu s-a culcat pe o ureche, iar celebritatea nu i s-a urcat la cap. Concret, cu o mână de ajutor din partea șoferului, bineînțeles, soția lui Cătălin Măruță a luat la verificat toate rafturile magazinului. Iar când cei doi au ajuns la casa de marcat, Andra l-a lăsat pe bărbat să așeze produsele pe bandă. Soția lui Cătălin Măruță a mers în tot acest timp să achiziționeze câte ceva de la KFC. Și e de înțeles, bătaia de cap i-a provocat foame. Și dacă tot am ajuns la acest capitol, Andra Măruță s-a pufoșit puțin tel. Dar stă bine, cârcotașii degeaba pălăvrăgesc.